Nu se văd kilograme în plus, dar cum e fotbalul la cât 2 ani după retragere? Retragere? Eu nici n-am avut o retragere. Doar că m-a prins pandemia acasă, așa, și am ieșit din circuit. Cum să fie? Nu este ușor. E departe gândul că așa, am ieșit din peisaj prea repede, pentru că fizicul m-a ajutat, m-am pregătit toată viața am fost profesionist, dar asta este situația. N-a fost ușor pentru nimeni cu această pandemie și încercăm să repunem pe picioare. Iar după cum vedeți în spate, la Brașov este renumitul turneul vedetelor, după cum știe toată lumea, între sărbători, între Crăciun și Anul Nou, acest turneu este binevenit. Atât pentru noi, ca și foști jucători, cât și pentru copii care vin să vadă foștii jucători. În același timp ne vedem și cu foști conducători, ne mai amintim de anumite lucruri plăcute, performanțe, poate chiar glume, cantonamente și așa mai departe, care le petreceam cu mult timp în urmă. Vorbeai despre faptul că n-ai avut o retragere și mi-a strânit puțin chestiunea asta pe care mi-ai spus-o. Te gândeai vreodată atunci când s-a oprit fotbalul că nu vei mai juca fotbal la nivel profesionist? Da, sincer, erau și niște lege. Cum a fost, lucrurile au fost, să zic așa, un pic mai complicate. Eu mă apucasem de licențe, de antrenorat, făcut în licența B, iar ca să intru oarecum, era o lege că dacă intru la licența nu mai trebuia să fiu jucător profesionist. Și atunci am zis să vin la un nivel mai scăzut, cel de Liga a 3-a, să zic așa, da? Unde erau semi-profesioniști și aș fi putut să merg în paralel. Ei, atunci a venit pandemia și 2 ani de zile nu s-au mai făcut nici cursuri, nici nimic, adică s-a rupt totul cam pentru o mare majoritate. Știți foarte bine că erau reguli, strictețe, măști, ca să nu intru în detalii, și atunci oarecum n-am mai putut continua. Am avut 2 ani de zile ieșind din scenă și atunci ușor ușor am început licența, am terminat licența. Acum vreau să încep și licența pro. Da? După care am și un proiect aici la Brașov, de fapt l-am de foarte mulți ani, numai că nu am avut activitate pe el, am o școală de fotbal construită, aștept doar să am activitate pe ea și încercăm să ne punem oarecum, să reintrăm într-un circuit sub o altă măsură. Apropo, ca fost jucător care a jucat Champions League, care a jucat meciuri internaționale, a jucat pentru Naționala României, se pare cam lung drumul ăsta pentru voi ca foști mari fotbaliști pentru a fi antrenori? Adică sunt 5 ani, practic, pentru a lua carnetul de antrenor și toate licențele. Nu se pare cam mult? Sunt foarte mulți foști fotbaliști care atacă chestia asta. Da, din punctul meu de vedere este enorm, da? Pentru că eu nu vă dau un exemplu. Eu mă las de fotbal la 40 de ani. Dau un exemplu. Sunt jucători care în Liga 1 joacă la 40 de ani, joacă fără niciun fel de problemă. Ei, dacă încep cu licența C, da, licența B, bine, le comasezi, sunt 2 ani de zile. Încep licența A, 1 an jumate, 3 ani jumate, încep licența pro, sunt 5 ani jumate, 6. Când mai antrenez? Asta e o întrebare care pe mine mă pune așa în ceață. Eu, de bine de rău, am început școala mai devreme, adică m-am gândit și tot timpul gândesc ce urmează, viitorul, da, încerc să-mi creez și mi-am făcut un calcul și am zis undeva la 40 de ani, dacă am licența pro, este în regulă. Dar și aici este o problemă, pentru că degeaba ai licențe dacă nu ești în circuit. Da? Și am văzut că au fost scandal pe Liga 1 cu antrenori care n-au licențe, dar ei aveau performanțe. Și atunci cei care conduc fotbalul ar trebui cumva să o regleze, nu să le dea în cap la cei care nu au licențe. Da? Pentru că cei care nu au licențe și fac performanțe înseamnă că știu ceea ce fac și eu fac foarte bine. Atunci tu nu poți să-i dai unui elev, student care nu are licența respectivă, să-i dai în cap. Este normal, nu? Ca în orice domeniu. Dacă îl vezi că este isteț și descurcăreț, îl lași să profeseze. Se pare cumva exagerat ce se întâmplă acum cu Pintilii, cu Prepeliță, cu... Normal că mi se pare exagerat. Pentru că foarte clar, bun, nu zice nimeni că nu ai nevoie de școală. Ai nevoie de școală, în totalitate. Pentru că una e să fii jucător și alta e să fii antrenor. Sunt lucruri total diferite din toate punctele de vedere. Da? Tu ca jucător vezi, vii, te duci și antrenezi 2 ore, 4 ore, 6 ore... faci doar strict meseria respectivă. Ei, când ești antrenor, deja lucrurile se schimbă începând de la pregătire fizică, ca să nu mai zic, tactic,
mental și etică, da? Adică lucrurile se schimbă, percepția fotbalului. Tu o vezi într-un fel, jucătorul o vede în alt fel. Și în ultima perioadă, cel puțin la licența, lucrurile astea le-am văzut foarte, foarte diferit ca și cum aș fi văzut ca jucător, da? Adică una e să fii antrenor, tu trebuie să gestionezi undeva la 50 de oameni.